Meseria de ghid de turism este una dintre cele mai frumoase și provocatoare, oferindu-ți posibilitatea de a descoperi locuri, oameni și culturi cât se poate de variate și de a le împărtăși miilor de turiști. Vorbim despre provocările și frumusețea acestei meserii cu Elena Zoltăreanu, ghid de turism. Bine te-am găsit, Elena! Bine v-am găsit și eu și mulțumesc pentru invitație. De-abia aștept să povestesc așa împreună cu tine și să aflu, unul la mână, de ce ai ajuns ghid de turism, ce te-a atras, și doi la mână, chiar vreau să intrăm așa în culisele acestei meserii și vreau să știu cu ce vă confruntați voi, iar apoi să dăm așa niște sfaturi. Uite, plecăm în vacanțe, la ce să fim atenți, cum ne organizăm atunci când plecăm în vacanțe, când să apelăm la voi, la ghid și așa mai departe. Hai să povestim, de unde a venit această pasiune pentru această meserie? Păi, vine momentul acela când trebuie să te hotărăști ce vrei să fii în viață. Și pentru că eu am vrut la un moment dat să fiu profesoară, apoi am vrut să fiu pompier, apoi alte meserii, că tot le schimbam. Într-o zi am primit cadou un atlas geografic. Da. Și când l-am deschis și am început să citesc acolo și să văd ce mare e lumea asta, mi-am zis, e clar că ce aș putea eu să fac ca să văd lumea gratis. Și atunci m-am orientat către această meserie și frumoasă meserie de ghid de turism. Pare frumoasă, dar mie mi se pare foarte, foarte grea. Și aici trebuie să-mi povestești tu dacă chiar așa este. Bine, atunci când vine vorba de pasiune, clar că se anulează multe lucruri, apropo de eforturile pe care le facem în meseria noastră, dar vreau să-mi expui așa și din culise. Multă lume mă invidiază așa și mi zice, mă, toată ziua asta ai plecat. Te plimbi și mai primești și bani pentru asta. Cam așa e, nu? Da. Da, cam așa este și până la urmă, la finalul unei călătorii, aleg cu această atitudine și să rămân, pentru că dacă m-aș lăsa doborâtă de dificultăți, cred că nu aș mai pleca în următorul tur, da? Și atunci îmi place de fiecare dată să descoper o nouă destinație, o nouă cultură și să împărtășesc aceste informații chiar și cu cei dragi, dar și cu grupurile de români, de străini, poate care vin și ne vizitează aici sau pe care le duc în străinătate. Eu am început în 2005, deci acum mulți ani, când multe dintre vacanțele de aici din România erau cu autocarul. Și așa am văzut toată Grecia, toată Turcia, toată Europa. Ce frumos! Da, uite, nu este, mă gândesc așa, apropo de satisfacția de a merge într-o țară străină, într-un loc în care nu ai mai fost, tu ca turist simplu, da, și te uiți în jur și apuci și vizitezi și nu știu ce, dar să fii ghid și să stai să mai și povestești despre toate cele, să stai să ai grijă și de grup, să ai parte și de odihna ta sau poate și de timpul tău liber, pentru că trebuie să faci față. Cum reușești să împletești toate aceste lucruri? Mai iau suplimente alimentare, vitamine, că trebuie energie. Cu magneziu. Cu magneziu, da. Mi-aduc aminte, vă dați seama, în 2005 atunci plecau primele grupuri în Grecia, în Croația, în Turcia și de multe ori, bineînțeles că eu nu fusesem ca și turist acolo, pe acele destinații. Și învățam informații despre acele țări, despre locurile pe care urma să le vizităm, memoram clădirile cum arată, mă pregăteam, da? Mai sunam colegii, mai întrebam, da, unde să parcăm, da, ce să facem, pentru că plecam poate cu colegi șoferi care nu știau nici ei drumul până acolo, nu erau alte aplicații. Da. Și mergeam cu harte de hârtie, da? Da, păi așa era pe vremuri. Când plecam la drum, noi uitam, îi spuneam șoferului, aici la intersecție faci așa, aici faci dreapta. Era norocos cel care avea poate vestitul GPS. Da, corect, corect. Dar erau foarte scumpe și bineînțeles că nu toate autocarele erau dotate. Și atunci aveam harta. Sfânta hartă pe care am învățat încă din facultate să o citesc și să mă orientez pe ea, ceea ce este foarte important, chiar și pentru cineva care vrea să urmeze această meserie, să știți încă să citiți o hartă de hârtie. Pentru că nu se știe când te lasă telefonul, când nu ai semnal, bateria. Nu ai semnal, uite, ajungi în zone în care nu ai semnal deloc, atunci ce faci? Păi încep și mă uit în jurul meu, ok, și aici ce fac, stânga sau dreapta, mă uit pe hartă. Păi, de exemplu, când am fost în Croația prima dată, nu mai fusesem efectiv acolo, în Dubrovnik. Da. Și lăsam grupul, spuneam, faceți poze aici că e frumos. Uite ce panoramă avem aici, foarte frumos, să vedeți ce avem în hartă. Și mă uitam repede pe hartă, pe unde să o iau, sau întrebam un localnic sau un alt turist, cum ajung acolo, cum mă duc. Și apoi reveneam la grup repede, gata, ați făcut poze, hai să mergem. Da, pentru că turiștii nu trebuie să știe niciodată că tu n-ai mai fost acolo, da, sau că nu știi exact pe unde vine un obiectiv turistic. și trebuie să le ofere acea siguranță și securitate că ei sunt ok, că sunt ghidați. Sunt pe mâini bune, da. Da, că sunt pe mâini bune și sunt întotdeauna, da, pentru normal. Că am reușit să le aduc amintiri frumoase și chiar și după ani mă recunosc ei pe stradă, eu nu-i mai știu cum arată. Îmi dau poate. Seama după atâția turiști, cred și eu, da, da. Dar e așa o mulțumire, asta e una dintre mulțumirile sufletești pe care ți le aduce această meserie. Apropo de skill-uri, ce skill-uri trebuie să ai ca ghid de turism și aici aș pune eu accent și pe limbile străine. Mă gândesc că trebuie să cunoști mai mult de o limbă, două. Trebuie să știi limba engleză, da, atât da. Și dacă primești turiști aici în România, dar și dacă mergi în străinătate, bineînțeles. Bineînțeles că am mai învățat și un pic de turcă. Păi, cum să nu? Te mai duci în Grecia, mai vezi și greacă, da? Da, și un pic așa de franceză, mai știam din școală, italiana o vorbesc. Dar asta recomand și eu turiștilor, chiar dacă mergeți și pe cont propriu fără un ghid. Învățați măcar să spuneți apă, mulțumesc, te iubesc și la revedere. Da, 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 lucrurile basic. Exact, da, da. De bază, pentru că vă vor ajuta să descoperiți și alte tradiții, dar și oamenii de acolo și vă vor ajuta să vă descurcați altfel. Un ghid de turism, mă gândesc că trebuie să găsească și acele lucruri care îl fac pe el altfel decât ceilalți ghizi de turism și aici vreau să îmi spui cum lucrezi tu, de exemplu. Poate tu faci anumite trasee pe care nu merg alți ghizi, poate tu vrei să arăți turiștilor altceva. Mă plictisesc eu dacă fac mereu același traseu. Exact, da. Și atunci mă adaptez și văd în funcție de necesitățile și cerințele grupului, dacă am oameni mai în vârstă, dacă sunt mai tineri, dacă îi și întreb, ați vrea să, dacă mai avem timp, să vizităm ceva ce poate foarte obosiți și nu puteți, da. Exact. Și atunci, pentru fiecare grup, chiar urmăresc programul, să atingem toate obiectivele turistice din acel program și dacă mai avem timp și forțe, atunci mergem și către alte mici obiective sau care poate ne oprim, sunt în drum, sau mici surprize, știu că turiștii adoră surprizele atunci când merg în vacanțe ghidate. Și chiar mă asigur eu ca ei să fie echipați a doua zi, de exemplu, dacă mergem într-o salină sau dacă mergem mai mult pe jos, sau le spun, pregătiți-vă că vom avea o astfel de zi, să fiți încălțați comod, să puteți merge pe jos, să aveți baterie la aparatul de fotografiat. Să aveți tot ce trebuie. Exact, bani cash, de exemplu, da, pentru că sunt necesari în anumite muzee sau în anumite condiții. Da. La fel, lor le place când tu te oferi să-i ajuți, da, și să le oferi o vacanță frumoasă și amintiri frumoase. Și atunci noi facem o echipă. Adică nu-mi place să-i tratez de sus așa. Da. La început eram așa, un pic. Pentru că eu fiind mai slăbuță și fetiță și atunci grupurile erau mai mixte ca și vârstă, mai variate, erau și trebuia mai tineri. Trebuia să fii impunătoare. Da, da. Și trebuia să-i mulțumesc pe toți. Eram un pic mai militaroasă, dar după o zi, două îmi trecea. Adică le spuneam, știți de ce am fost așa militaroasă? Ca să câștigăm timp, să ajungem la timp, să nu pierdem timp. Apropo de ce trebuie să știm, uite, când plecăm în vacanțe, pentru că vrem să avem o vacanță reușită, să nu apară tot felul de lucruri care să ne strice buna dispoziție. Trebuie să ne gândim și la unde mergem, la ce ne luăm după noi, la mijlocul de locomoție, adică trebuie să luăm toți factorii aceștia, nu, în considerare. Da, uite, să știi că o mare corvoadă este bagajul. O, da, da? O, da. Și atunci, eu, având grupuri și pe avion, dar și cu autocarul, eu tot timpul fiind așa mai mică și nu pot să-mi car mult bagaj, m-am orientat să-mi iau la mine. Sau cine știe, un troller, ceva mic, nu? Ceea ce, pentru că mama mea tot timpul îmi spunea, niciodată să-ți cari singură ghiozdanul la școală, să-ți cari singură bagajul. Și nu-mi plăcea să rog pe altcineva și chiar și în avion, nu-mi place să rog pe cineva să te ajute cu bagajul, nu? Și atunci mi-l cântăream să mă încadrez și în limitele ale liniei aeriene, dar să pot să mi-l și ridic eu. Corect. Și atunci am început să mă informez. Ok, cât șampon îmi trebuie, cât gel de duș. Da. De cât ori mă spăl, știi cum e? De cât ori mă spăl pe păr în vacanță? De 2, de 3. Păi și cât folosesc? Păi atât. Păi până atât la mine, nu? Da, pliculețe, creme, mostre de parfum. Exact, uite, absolut tot. Totul contează. Totul este mic. Totul să fie exact cât îți trebuie. Da. Dacă ai nevoie de ceva, bineînțeles că îți poți să-ți cumperi de la destinație, normal. De acolo. Da. Și hainele făceam așa, câte zile stau, plus 2 de rezervă, că nu se știe niciodată. Corect. Mă uitam în program, mă uitam pe condițiile meteo, da? Pentru că e foarte important, poate îți trebuie o geacă de ploaie, adică să nu fi nevoie să-ți cumperi. Exact. dar să fii și bine pregătit acolo în vacanță. Unde merg în vacanță? Mă duc la un restaurant unde poate îmi trebuie anumită ținută, stau mai mult la plajă, unde nu trebuie cine știe ce, sau uite, stau mai mult prin oraș și atunci, în funcție de zile și de ce fac acolo la destinație. Sunt chiturile acelea chiar de călătorie, de cosmetice. Sunt, de exemplu, încălțăminte care poate să fie comodă, dar în același timp poate să fie și elegantă. Corect, da, așa este. Pentru că aveam prieteni, aveam în familie oameni care mergeau cu Dita mai sticla de 2 litri de șampon după ei și după aceea îmi spuneau mie sau turiști, ajută-mă și pe mine la bagaj. Da, dar punem și mie asta, sau pune și mie asta în bagajul tău dacă nu mai am loc la mine, știi? Cam și am pățit-o ca și ghid. Da. Mi-am dat cu trolerul peste picioare ajutând pe cineva, mi-a căzut trolerul în cap și de atunci cu părere de rău le-am spus, știți, nu pot să vă ridic bagajul pentru că risc să mă accidentez și eu. Și rugam pe altcineva, pe șofer sau pe altcineva. Și ce mai este important este la fel hartă. Deci musai. Și dacă te duci singur, și dacă te duci cu agenție de turism, este... Sunt hărțile acelea mici pliante, da? Este și educativ, dar este și informativ, pentru că pe o hartă întotdeauna vei avea și informații despre obiectivele turistice de acolo și poți să mai afli informații pe care eu, ca și ghid, poate le-am omis să ți le spun, dar pe tine te interesează. Uite, și să ne amuzăm așa pe final de discuție și eu să-ți spun veșnica întrebare, de ce se spune ghid de turism și nu ghid turistic? Oh, cred că ți s-a întâmplat. Da, mi s-a spus și în media e foarte mult. Ghid turistic. Uite, nu v-am adus ecusonul meu, care scrie ghid de turism și în legislație la fel. Care e diferența? Ia spune. Ghidul turistic este exact acel pliant, carte, cu informații. Da, din care noi citim și mai îmi spuneau, da, care e ghidul nostru turistic? Și eu ziceam, aici la veți. Uite, e cartea aici, ăsta e ghidul tău turistic, Dacă vreți. Eu nu mă supăr. Nu ne mai supărăm, toți facem greșeli, știi cum e, dar e bine să învățăm pe tot parcursul vieții. Mi se pare amuzant. Este, Elena, îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi la noi și că am povestit atât de frumos și că ne-ai făcut și poftă de vacanță, uite așa. Da, aș putea să scriu o carte. Și o să te căutăm, poate ajungem să ne fii ghid de turism. Da, cu drag. Îți mulțumesc. Și să nu uităm o mică precizare. De exemplu, eu, următoarea mea vacanță, o să mi-o fac alături de prietena voastră, Oana Maria Constantin. Pe pagina ei de Facebook, dincolo de ceea ce știm, vedeți acolo ce vacanță frumoasă a pregătit ea acum la început de august. Mergem și noi, vă căutăm și cu siguranță o să descoperim lucruri foarte interesante pentru noi, pentru sufletul nostru. Exact. Te mai așteptăm cu drag, Elena. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Iar acum, dragilor, vă spun pa, pe mâine, ne revedem la ora 13, suntem tot aici alături de invitații noștri, mulțumesc D.I. Fashion pentru vestimentație, să aveți o zi cât mai răcoroasă și nu uitați să zâmbiți!